să vă binecuvinteze. Niciunul nu este ca tine, Doamne. Aleluia. Mare ești și mare este numele tău prin puterea ta. Trăiască, Domnul. Uit peste dumneavoastră, prin harul lui Dumnezeu, la vârsta de 65 de ani, am o memorie destul de bună. Văd fețe noi, adunarea aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin. Să vă mărească credința, amin. Și să înțelegeți că fără Dumnezeu pe cale este cu neputință. Amin. Am avut părtășie sfântă frații la Măneasa, m-au însărcinat cu mesajul, vine Iisus. Amin. Așa mi-a spus și oriunde mă duc, frații din Măneasa, trimite mesajul, vine Iisus, Domnul să fie mărit. M-am rugat pentru lucrarea aceasta din seara aceasta și foarte interesant și se pare nimerit Duhului Sfânt cu ceea ce am pregătit eu de acasă, cu ceea ce s-a citit. Mărit să fie Domnul. E o împrejurare în Marcu, capitolul 2, și am vrea să vedem importanța prezenței noastre în locul acesta, lucrarea pe care Dumnezeu are de-o făcut în seara aceasta și prin vedenia pe care Dumnezeu mi-a dat-o, multe suflete din locul acesta aveau poveri extraordinare. Și am zis, Doamne, ce aș putea să înțeleg? Zice, pe mulți am despovărat, dar s-au împovărat din nou. Dumnezeu să ne elibereze. Măriți să fie Domnul. Amin. El are puterea aceasta. Amin. Și prin îndurarea Lui suntem în locul acesta. Amin. Să vedem câteva cuvinte aproape identice cu ceea ce a zis fratele, Domnul să-L binecuvinteze. Amin. După câteva zile s-a întors în Capernaum și au auzit că este în casă. Dumneavoastră, numai după câteva zile ce ați avut ultimul serviciu, eu după câteva luni, am auzit că în locul acesta se prezintă Iisus și este în casa aceasta de rugăciune, cultul acesta pe care Dumnezeu va binecuvânta. Și s-au adunat îndată mulți. Diferența aceasta că nu suntem atât de mulți, dar vreau să vă spun, nu eu, ci Domnul, vor fi mulți și aici. Vreau să înțelegeți și să nu uitați, vor fi mulți și aici măriți să fie Domnul. Aceasta este diferența din momentul acesta. Era mulți adunat la un altă și nu puteau să încapă locul dinaintea ușii, dați să știți că vor fi mulți și aici. Au venit la niște oameni, au adus un slăbănoc purtat pe patru inși, fiindcă nu puteau să ajungă. El, din pricina norocului, au desfăcut acoperișul la casă, acum era Iisus, și după ce le-a spart, au coborât pe acolo patul în care zicea slăbănocul. Dacă în seara aceasta Dumnezeu ți-a pus pe inimă să vii în locul acesta și ai avut momente de criză, de viață, în necazuri, în probleme, ai ajuns o stare de slăbănoc, Dumnezeu să te vindece. Amin. Mărit să fie Domnul! Amin. Fiindcă nu put... Când l-au văzut și Iisus și le-a văzut credința, au zis slăbănocului, fiule, păcatele tale sunt iertate. Starea de slăbănoc pe care o deprindem și eu am avut, o deprindem în viața noastră din valuri, furtuni și necazuri. Nu trebuie mai mult, numai să nu te poți întoarce numai de pe spate 49 de zile. Și n-am avut alte cuvinte și am zis, Doamne, îți mulțumesc, mai treci și pe aici, pentru că mâna ta m-a binecuvântat și de aceea știu că ești cu mine și aici. După 49 de zile, Dumnezeu m-a ridicat în picioare, mărit să fie Domnul. Aceasta este lucrarea Domnului. Dumnezeu schimbă oameni, Dumnezeu ridică oameni, Dumnezeu iartă păcatele. Doamne, iartă-ne și în seara aceasta, numele Tău să fie slăvit. O altă împrejurare pe care o face Domnul Iisus, pe lângă iertarea păcatelor, și am dorit ca rugăciunea aceasta să rugăm pe Domnul să se atingă de inima fiecăruia. Să ierte și vina păcatului. Să ierte și păcatele de care nu ne aducem aminte. Domnul să ne ajute. Cu pocăință, să-L cerem, El poate. Și numai prin credință.
cărturari care au de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Aleluia. Numai Dumnezeu poate ierta, dar prin Domnul Iisus. Amin. Dați-mi voie să calific această parte de oameni care au cârtit și au zis cine poate. Aș vrea să cred că în seara aceasta ei nu există. Aleluia. Eu îi denumesc un fel de cârcotaș. Un fel de oameni care totdeauna au argumentele lor. Dar oameni care au credință. Oameni care au tendință să se proșteagă înaintea lui Dumnezeu, să știți că ei au credință și cred că Dumnezeu iartă păcatele prin sângele lui Iisus. Doamne, încă o dată te rog, iartă tot păcatul fiecăruia în parte și numele Domnului să fie peste fiecare, ca să avem trecere înaintea Domnului pentru următoarea rugăciune, să dărâme Domnul zidele păcate dintre noi și Dumnezeu. Fie că ele mari sau mici, unii le denumesc păcat, păcățele nu există, păcat este în totalitate. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să ne rugăm, ne ridicăm în picioare. Dar aș vrea să vă spun, mai amintesc de anul de îndurare. O lucrare prevestită de Dumnezeu despre anul de îndurare a fost în felul următor. Și vă mărturisesc și dumneavoastră într-un tal cel de rugăciune. Deci luați bine seama. Viu este Domnul, ca anul de îndurare care vine, începând de la jumătatea anului încolo, vor veni prigoniri, zice Domnul, și vor veni prigoniri încetul cu încetul. Dar nu uitați, când au fost vremurile de prigonire, au fost vânzători și din nou vor fi vânzători care vă vor vinde la cei ce poartă sabia. Voi n-aveți decât de făcut altceva decât rugați-vă și umpleți-vă vasele cu un de lemn, să aveți rezervă multă, multă, ca să aveți biruință, în numele Domnului să fie slăvit. Ne rugăm pentru iertare, ca Dumnezeu să se atingă de fiecare inimă, să o elibereze, să o despovereze și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să credem că prin credință face lucrul acesta. Ne rugăm Domnul în sensul acesta.